Bună seara, bine v-am regăsit la Fabrica Doamnelor și Domnilor. În ceea ce privește viața politică din Republica Moldova, cumva așa un mic respiro. Toată lumea tace și așteaptă să vadă, de exemplu, cu ce se întorc socialiștii de la Moscova, unde ei spun că s-au dus doar așa, într-o vizită planificată încă de acum un an, într-un fel de schimb de experiență, probabil, cu deputații Dumei Ruse, care deputați, la rândul lor, au invitat incorpore o întreagă fracțiune de deputați din Parlamentul Republicii Moldova. Nu știu dacă asta e un gest politic normal și cuvenit ca o întreagă fracțiune să ducă pur și simplu către ceea ce pare a fi mai degrabă metropola, așa se duc ca la suzeran, să vadă ce mai spune suzeranul, dar nu despre aceasta discutăm, ci despre mesajul cu care s-ar întoarce. Mesaj care poate să conțină câteva elemente simple și nu foarte multe. Ori socialiștii se insistă în continuare să discute cu cei din acum, acum așteaptă răspunsul lor, pe de altă parte, ori socialiștii să încerce să poarte și un dialog cu democrații, deși despre asta socialiștii nu au vorbit. Ei au lăsat de înțeles că ori guvern majoritar formalizat cu semnături și cu o coaliție absolut formalizată, ori anticipată. Dar întrebarea este ce se întâmplă în blocul acum, pentru că înainte să întoarcă socialiștii, deja cei doi lideri au voci cumva separate. În timp ce Andrei Năstase, din partea PPD-a, lasă impresia că ar sta de vorbă cu socialiștii despre aproape orice, nu are importanță, numai ca să luptă el cu oligarhul, așa cum știe mai bine, în timp ce Maia Sandu vine și spune, nu avem ce să discutăm, noi avem ideile noastre, tot antioligarhice, doar că noi vrem guvern minoritar, cu toate posturile guvernamentale atribuite blocului politic acum, respectiv cu cele două funcții cerute, și anume, funcția de speaker pentru Andrei Năstase și funcția de premier pentru Maia Sandu. Însă, socialiștii despre așa ceva, la rândul lor, nu vor să discute. Socialiștii știu foarte bine, totul pentru Est, ca să spunem așa, totul pentru limba rusă, totul pentru control asupra instituțiilor de forță, totul pentru asigurarea prerogativelor prezidențiale și asigurarea unei tranziții către Republica Prezidențială de la Republica Parlamentară. Și atunci, întrebarea e totuși, cum rămâne cu cuvintele cheie ale blocului acum, și anume demnitate, adevăr, pe de-o parte, acțiune și solidaritate, pe de altă parte. Cum e cu demnitatea pro-europeană când tu vrei să stai de vorbă cu cei care se duc în vizită la Duma Rusă? Cum e cu adevărul pro-occidental când tu spuneai tot timpul că tu ești adevăratul luptător, tu vrei să lupți pentru calea pro-europeană a Republicii Moldova? Cum rămâne cu acțiunea antioligarhică atunci când în spatele, eu știu, Federației Ruse sunt 100 de oligarhi, când peste tot există oligarhi, inclusiv în spatele celor doi lideri ai PPD-a? Și cum rămâne cu solidaritatea atunci când tu ar trebui să te declari solidar cu socialiștii, într-un fel sau altul? Complicat. Încercăm să înțelegem împreună cu comentatorul politic Roman Mihăieș. Bună seara, domnul Mihăieș. Respectiv jurnalistul Valeriu Reniță. Bună seara, domnule Reniță. Bună seara, bine v-am găsit. Am vorbit eu un pic mai mult, dar haideți să încercăm să intrăm în fondul problemei. Patru cuvinte cheie, spuneam. Demnitate, adevăr, acțiune, solidaritate. Domnilor, cum rămâne cu demnitatea pro-europeană în momentul în care te-ai bătut cu pumnul în piept și ai spus PD-ul nu e pro-european cu adevărat, ei sunt nu știu ce, noi suntem adevărații pro-europeni, noi nu o să semnăm niciodată nimic cu nimeni, am jurat, am semnat, am făcut și am dres și totuși, iată, parcă domnul Năstase ar discuta, parcă doamna Sandu da și nu prea. Domnule Mihăieș. În cuvântul cheie la blocul acum, care este de fapt de proveniență filatoțopistă, cum îi mai spun eu așa și alți experți, adică în spatele lor asta oligarhii Filat, Țopa, Platon, dar ideologia vine de la PRDM, din spatele PRDM-ului întotdeauna a fost cuvântul manipulare, cuvântul cheie. Și din păcate cei din blocul acum și în speță Maia Sandu și Andrei Năstase au preluat în totalitate procedeul de manipulare a cetățenilor. Și una au spus în campania electorală, i-a încet programul lor electoral, acolo scrie lupta împotriva propagandii Kremlinului. Au scrie că în 2023 vor face tot posibil să fie depusă cerere de aderare Republicii Moldova la Uniunea, de candidat să fie acceptată Republica Moldova la Uniunea Europeană. Cu trei zile înainte de alegeri au jurat toți și au făcut mare spectacol din asta și au semnat că nu vor face alianță nici cu PD-ul, dar nici cu PSRM-ul. Deci oamenii s-au prins în capcanele lor preelectorale, i-au votat. Și apropo, i-a votat și o mare parte din electoratul unionist care vrea unirea cu România. Și în blocul acum eu am identificat 7 deputați care s-au pronunțat de-a lungul carierei lor politice deschis pentru unirea cu România. Deci din 26 de deputați, 7 sunt unioniști. Acum ne trezim că ei îi invită pe socialiști la discuții, vor să facă o coaliție cu socialiștii, neglijează democrații care sunt și ei pro-europeni. Deci în principiu încalcă toate propunerile lor și promisiunile lor electorale,
și devină o unealtă în mâinile unor oligari și în mâinile Kremlinului, pentru că altfel nu putem să calificăm ceea ce fac ei acum și într-un mod foarte brutal și cinic. Și mai ales Andrei Năstase, care este într-adevăr șocant într-un fel. El spune în ultima lui intervenție televizată la un post de televiziune că trebuie să facem guvern cu socialiștii, asta e unica care de dezoligarhizare, trebuie să ne înțelegem cumva. Maia Sandu, da, ea este puțin mai rezervată, ea spune în felul următor. Noi nu putem să facem un guvern și o coaliție pe față cu socialiștii, putem să acceptăm un vot din partea lor pentru un guvern minoritar. Uh-huh. Aici e diferența între ei doi. Dar oricum e aceeași situație de coaliție cu socialiștii. Și în cazul Maia Sandu, și în cazul Andrei Năstase. Pe de altă parte, și socialiștii mânați de Kremlin sunt gata să facă alianță cu Uniștii, cu România. Deja nu-i mai deranjează că acolo sunt o parte mare din deputați care vor unire cu România. De exemplu, ei au luat cu unionismul în campanie electorală, socialiștii. Da, au spus chiar că o să-l scoată în afară legii. Că o să-l scoată în afară legii. Deci ce vedem la socialiști și la blocul acum? Vedem un cinism total. O lipsă totală de respect față de alegătorii care au trimis în Parlament pe segmentele lor, pentru că alegătorii sunt așa cum sunt. Uh-huh. Ei au anumite preferințe. Unii sunt pro-Rusia, alții sunt pro-Europa, alții sunt pro-România. Problema este că în ura lor furibundă față de PD, experții care stau în spatele acestor două grupări, la comanda Kremlinului, și acum vedem și dovada că cei 35 deputați sunt la Moscova, socialiștilor, la comanda Kremlinului, au dezvăluit, de fapt, adevărata față a blocului acum. Și anume, că ei sunt un fel de coloana a cincea a Kremlinului, că sunt falși pro-europeni și falși pro-români. Domnule Reință, din punctul nostru de vedere, iată, domnul Mihai e foarte tranșant, falși pro-europeni, falși pro-români, coloana cincea a Kremlinului. Într-adevăr, nu poți să negi faptul că 35, adică cele mai multe mandate, au revenit socialiștilor, există o preferință pentru societatea moldovenească, iată, și nu numai printre rusolini, ci și printre moldoveni, pentru vectorul acesta, pro-rusesc. Spun, deci va trebui să stai de vorbă cu socialiștii. Dar întrebarea este, chiar cei din blocul acum, de pe extrema cealaltă, trebuie să renunțe la demnitatea lor de mari pro-europeni sau nevoia te împinge, asta este, așa arată politica? Probabil că un procent mic de adevărați pro-europeni există în acum, numai că ei sunt cumva în spate, nu se văd, vocea lor nu se aude. Eu cred că și Andrei Năstase și Maia Sandu parodiază europenismul. Îl parodiază, dar fiecare în felul lui. Deci Maia Sandu merge pe o chestiune formală, citând mereu din documente, patetic, citind din documentele deci, elaborate de Consiliul Europei, documentele de bază, de fondare, dar de fapt în mintea ei și în gesturile ei eu văd numai o tendință de a subordona cumva Moldova. Deci unor structuri aproape de ei este Partidul European. De cele mai multe mesaje vin de la Partidul European prin Maia Sandu. Adevărata deci conlucrare, adevărata Europa cheamă în familia ei pe cei care vor să colaboreze, să îi genereze idei alături de ei, să creeze. Deci Europa trebuie creată în continuare. Și Maia Sandu și Andrei Năstase cheamă, de fapt, pur și simplu să ne folosim de bunuri. De bunurile Europei. Să parazităm. Pentru că, uitați, ultima scrisoare, dacă vă aduceți aminte, a lui Andrei Năstase din Frankfurt, când el deci, se întreabă ca Hamlet, deci să mai revin în Moldova, ori să nu mai revin. Da. Pentru că, vezi, doamne, îi miros urât din Moldova. Dar acolo, în Frankfurt, unde stai nănașul cu banii, îi bine. Deci el, de fapt, exprimă ideea, o idee destul de generală printre mulți moldoveni, că noi mergem în Europa pentru ca să beneficiem de bunurile lor. Ca și cum merg arabii, ca și cum merg foarte multe lume din a treia, vorbesc nu de oameni cum scade, dar de golanii care vin și se folosesc de indemnizații și el este unul din ei. Mă iertați, dar așa iese, pentru că atunci când îmi întrebi de unde se hrănește el personal și venituri are, din indemnizațiile pe care le plătește Germania, nu familiei lui. Unui politician serios, unui politician care se respectă, probabil i-ar fi jenă, rușine să spună că el nu poate, de fapt,
să facă niște bani pentru familie, că trăiește din indemnizație germanii. Uite că lui nu-i rușine. Și în felul ăsta el încă o dată accentuează ideea că el înțelege Europa ca un loc bogat în care poți parazita, nefăcând nimic. Deci, pe de-o parte, Maia, cu ideea ei de a subordona unor documente, departe de ceea ce cheamă documentele fundamentale a Europei spre creație, îmbunătățire, propășire a tuturor celor care participă în această familie europeană, și pe de altă parte, golenismul european al lui Andrei Năstase. Aici vă rog să nu uitați, dar vreau să trecem și la o altă chestiune, pe lângă demnitate, să discutăm și despre acest adevăr pro-occidental, pe care mai mulți de-a lungul timpului l-au propovăduit în Republica Moldova, ca până la urmă să-i întoarcă spatele sau doar să-l folosească într-o manieră absolut cinică. Ne amintim, PPCD-ul a falimentat teribil ideea pro-europeană și pro-românească. După ce Iurie Roșca s-a dat jos din copac, s-a dus direct lângă Vladimir Voronin. Mai târziu și PLDM-ul a făcut cam ceva asemănător. Acum, astăzi, îndemnurile pentru acum sunt de același tip. Cum vedeți dumneavoastră și această problemă? Ne uităm să adăugați ce ați dorit. Sigur. Aici trebuie să constatăm că ideea românească și pro-europeană, cu regret trebuie să constatăm, de-a lungul timpului a fost folosită de diverse scoci politici, dar chiar și de agenți directi ai Federației Ruse, dacă stăm să vedem comportamentul lor în timp. Bine, cazul Roșca este unul emblematic, când, într-adevăr, el a fost un anticomunist feroce, să zic așa, cu Partidul Popular Creștin Democrat. Și șocul mare a fost când au zis că deja nu comuniștii sunt problema, dar corupții, da? Și eu văd că aceeași piesă o joacă acum Năstase cu Maia Sandu. Nu e nimic nou, adică pare că același scenarist stă în spate, pentru că, ce spun ei, oligarhia este problema, nu geopolitica. Deci e cam același refren care îl cântă astăzi Maia Sandu și cu Năstase, încercând să facă abstracție de faptul că Republica Moldova totuși se află într-o confruntare directă cu Federația Rusă. Avem conflictul transnistrian ca dovadă, unde avem trupe rusești, avem un conflict nereglementat, care oricând poate să vină în faza ferminte și nu pot să negi chestia asta. Eu n-am auzit de la Maia Sandu, de la Andrei Năstase, n-am auzit despre pericolul separatismului transnistrian, n-am auzit niciodată despre faptul că Rusia se implică în treburile interne ale Republicii Moldova, n-am auzit de faptul că Republica Moldova are un diferent cu Federația Rusă, deci ei după alegeri, mai ales, absolut au abandonat interesul național al Republicii Moldova și se gândesc doar la funcții. Atenție! Ei care spuneau că nu interesează funcțiile, doar funcții vânează. Maia Sandu se vede prim-ministru, Andrei Năstase se vede președinte al Parlamentului și a mutat cu socialiștii într-un târg din ăsta urât de împărțirea funcțiilor, absolut incalificabil și chiar rușinos într-un fel. În momentul în care Partidul Democrat le propune, domnul, rotați-vă, noi suntem pregătiți să discutăm cu voi serios. Poftim funcția de premier, discutăm foarte serios cu voi pentru a continua parcursul de integrare europeană, de a implementa acordul de asociere, ar fi fost normal ca aici cel puțin să aibă o întâlnire cu democrații. Nu zic, poate nu ajungeau la un consens, poate nu faceau majoritate. Dar pentru a respecta electoratul pro-european care a votat Partidul Democrat și blocul acum, ei trebuiau să aibă această întâlnire. În mod ostentativ a refuzat să întâlnească cu democrații, pe când socialiști, apropo, socialiștii au făcut împotriva Maia Sandu cea mai urâtă campanie de decimare a unei persoane politice în Republica Moldova. Învinuind-o și blamând-o în tot felul și nu vreau să repet toate mizerile pe care au turnat-o în capul Maia Sandu. Ea după asta merge la președinție, se întâlnește cu Dodon. Bun, a refuzat să dea mâna cu postul. Da, a fost la președinție, a fost. A făcut o invitație, pasul socialiștilor a făcut. Deci s-a umilit într-un hal fără de cal, arătând că, de fapt, Maia Sandu și nu are acea onoare pe care pretendea că o are în politica moldovenească. A coborât la nivelul unui bâlci politic moldovenesc și a intrat în această horă a împărțirii funcțiilor, ceea ce este descalificant. Cumva târâtă de Andrei Năstase, pentru mine rămâne în continuare o dilemă. Cum anume Maia Sandu, care a concurat aproape de la egal la egal cu Igor Dodon, a ajuns de la acea cotă, la avea câte, 14 doar, sau doar câte o frază, mandat mai acum? Dacă, adică e ceva... Doar o frază de întrebare, domnul Lorenț, mă scuzați. Maia Sandu a fost linșată de socialiști într-un mod urât și incalificabil, în campania prezidențială mai ales, dar și în asta parlamentară. Era
de onoarea ei să ceară cel puțin ca Dodon sau cineva, sau Zinaida Grecian să-și prezinte scuze în fața ei, înainte de a accepta, să meargă la orice discuție cu ei. Ea n-a cerut scuze de la ei. Bun. Deci înseamnă că Năstase și cei care stau în spatele acestei echipe au pe Maia Sandu ceva care o face să cedeze foarte mult din pozițiile ei. Nu știu, îmi amintesc și mă întorc și către domnul Ionită, îmi amintesc că după ce Maia Sandu a pierdut alegerile prezidențiale, primii care au lovit au fost cei din PPD în frunte cu domnul Năstase. Că acum să vedem că au devalizat-o cu totul, de aproape de tot ceea ce avea atunci capital, pentru că acum se împartă niște mandate care, de fapt, se situează pe locul 3 în ierarhia numărului de mandate, așa cum le-au votat, până la urmă, cetățenii Republicii Moldova. Dar acum, dacă tot am ajuns la PAS, Partidul Acțiunii Solidaritate, da? Haideți să vorbim puțin și despre acțiunea asta așa numit antioligarhică, pe care insistă să o deruleze. E unica temă pe care o au, tema antioligarhică. Nu spune nimeni că nu trebuie să dezoligarhizez, dar chiar asta ar fi o mare problemă. Dar această acțiune antioligarhică este autentică, pentru că nu pot să nu observ că oligarh există și în rândul socialiștilor cu care acum vrea să încerci o discuție. Oligarh există și în spatele celor din acum și mai ales oligarh există în Federația Rusă. Dacă acela e modelul, adică, mă rog... Mai mult, nu numai în Federația Rusă. Deci, de fapt, capitalismul presupune, adică vrem noi ori nu vrem. Problema este că sunt conduși Andrei Năstase și Maia Sandu din centre diferite de influență, de putere. Deci Maia Sandu merge mai des și ascultă de liderii Partidului Popular European. Deci, când face drum la Bruxelles, chiar dacă îl face, domnul Andrei Năstase preferă să treacă neapărat prin Frankfurt, pentru că cele mai bune sau recomandații și sfaturi le ia acolo de la nenașul lui. Deci, el este oligarhul la care el bate mereu pragul. În afară de relația de rudenie, cred că mai important sunt banii pe care îi are domnul Țopa. Deci, în afară de asta, se știe clar și s-a demonstrat în presă că deci, televiziunile subordonate lor au fost finanțate de alți doi oligarhi, de Vlad Filat și de Platon. Deci s-a demonstrat cu creionul în mână, cu deci, facturi de virare, cu, adică nu cu facturi, cu înscrierile în vestitul carnețel al lui Platon, în care el își făcea însemnările unde se duc banii. Oligarhie avem, dacă spi față ori nu, asta e altă treabă, dar întotdeauna clasa avută, deci a avut de influențat puterea în orice stat, acum în afară, nu stăm și glumim aici, suntem, deci, parcă oameni maturi. Iată, acum au fost publicate zilele astea topul deci, donațiilor care le dau cei mai bogați oameni din Partidul Republican. A rămas un an jumătate până la alegerile din Statele Unite. Ei au donat deja 150 de milioane de dolari. Și i-a dat top, începând cu cu Trump și terminând, deci cu 30 de milioane și terminând cu cel mai sărac dintre oligari care a dat 3 milioane. Asta despre ce vorbește? Cine câștigă alegerile? Este clar, da, este clar. Știți cum, măcar la americani au legea lobby-ului și teoretic pot să o facă fără să... Dar ei măcar nu se ascund, pe când aici vedem acest spectacol ipocrit al purității care nu există. Chiar e... Dacă îmi permiteți, domnul Rinț, aș vrea să mai adaug doar un aspect. Trump tot este un oligarh, să zicem, că este un oligarh care a câștigat alegerile, hai zic așa, într-un mod democratic. Problema capitalismului modern... Democrații lor spun altfel, că nu. Ok, aici este și treaba cu intervenția rusă, dar noi vorbim despre fenomenul oligarhiei. Oligarhia există în capitalism. Sunt oligarhi de două feluri, ca zic așa, cum cea mai citit eu din literatură de specialitate, sunt oligarhi, așa zici, în ghilimele, răi și buni, da? Oligarhul bun este dat Trump. Omul a venit în politică, în mod cinstit, cum spune domnul Rinț, a pus bani în contul Partidului Republican și a intrat în politică pe ușa din față. Sunt oligarhii răi, de exemplu, Filat, Țopa, Platon, care banii care au băgat în politică nu i-au declarat oficial. Iată aici este diferența. Că avem și în Ucraina un conglomerat de oligarhi, vreo 5, care acum concurează la legile prezidențiale, Kolomoski pe de o parte și Poroșencu pe de altă parte. Avem cel mai mare oligarh din spațiu, ce este Putin, de fapt, care este șeful tuturor oligarhilor din Rusia.
Că acolo sunt 100% de oligari. Deci problema este, cumva așa, ca să zic, trebuie să o nuanțăm, problema este că la noi, Republica Moldova, echipa asta care se numește acum, ei încearcă să arăte că avem un singur oligar, că el întocupează răul suprem, iar restul toți sunt albi și curați, ceea ce nu este adevărat, pentru că ceilalți oligari, de fapt, sunt oligari criminali, care stau în pușcărie cu condamnări reale pentru fapte, nu presupuse, dar pentru fapte reale, care au trecut toate instanțele judecătorești și, apropo, și la CEDU deja un oligar care a reușit să piardă un dosar. Ca să nu spun că doar justiția moldovenească e implicată aici. Problema este că noi trebuie să spunem câteva cuvinte despre Landromat. Landromat a fost una dintre cele mai urâte operațiuni operate din serviciile secrete rusești cu ajutorul unor personaje care stau acum în pușcărie. Și tocmai aici este problema, că se presupune că e legată așa de administrația prezidențială de Rusia în acest episod. Și ei sunt supărați că justiția moldovenească le-a tăiat coada. Și aici a colaborat și cu serviciile americane. FBI a colaborat aici cu serviciile moldovenești. Și atât de aici vine și problema că cu PD-ul nu vrea să discute nici socialiștii care sunt ținuți de Kremlin sub control, nici Bocul, acum care este ținut de oligarhii criminali sub control. Cam asta ar fi ecuația zilei de astăzi. Înțeleg. Bun, în cazul acesta, haideți să mergem și la, hai să spunem așa, ultimul din cele patru cuvinte programatice ale blocului acum. Da? Am văzut cum e cu demnitatea pro-europeană, am văzut cam cum e cu adevărul acesta pro-occidental. Ne dăm seama că această acțiune anti-oligarhică mai degrabă este un fel de să dăm jos oligarhul care nu ne convine ca să punem oligarhii care ne susțin pe noi. Se scoate din pușcărie și se întoarcă înapoi în funcție. Exact, adică nu e o dezoligarhizare, ar fi mai degrabă o re-oligarhizare. O înlocuire. Sau înlocuire, da, un fel de rotire, dacă vreți. Ca o paranteză, până și China, mare stat comunist, are niște oligarhi, să ne amintim doar de liderul Alibaba, de exemplu, acest site de nu știu ce fel. Mă rog, și acolo, și firme, cum e cea de telefonie mobilă, n-am să dau acum nume. Da, până și în statele comuniste există oligarhi. Asta este. Cum se implică în politica Chinei, asta nu știu, nici nu mă interesează. China e undeva de afară aceste discuții. Dar, cum rămâne cu solidaritatea? Solidaritatea socialistă, între ghilimele, pentru că până la urmă, dacă formal, informal, nu contează, guvern minoritar, susținut de socialiști, până la urmă, tot asta ar fi un fel de solidaritate. Cum ar putea, domnule Reniță, să funcționeze în condițiile în care și unii și alții, socialiștii cei din blocul acum, ar trebui cumva să cedeze? Ori poate nu, ori poate doar blocul acum ar trebui să facă niște concesii către socialiști, pentru că sunt mult prea puternici socialiștii și ei spun întotdeauna, stați un pic, noi avem cele mai multe mandate, voi le aveți pe cele mai puține și totuși voi vreți tot. Cum ar putea să funcționeze solidaritatea aceasta? În general, în afară de solidaritate, alt termen de manipulare a blocului politic acum este dreptate. Dacă vedeți sloganul lor pe pagina de pe Facebook, așa și spune, că lupta pentru dreptate începe acum. Deci au formulat-o așa, poetic, dar de fapt ce are dreptatea și solidaritatea cu platforma unor liberali? Și bine, dacă chiar îi considerăm social-liberali, cum o aplică ei? De fapt, sunt niște termeni împrumutați din terminologia socialistă, care n-ar trebui să lucreze, adică sau n-ar trebui să fie folosit atât de intens de liberarul social-liberal. Și ei îi folosesc special pentru că altfel nu pot lucra cu masele. Deci, ei recunosc. Și este adevărat că multă lume la noi, deci, ori este săracă, ori, deci, au un minim de existență. Asta este adevărat și cu acest număr mare de oameni nu poți lucra cu termeni de, care nu-i, de fapt nu-i interesează. Egalitate, deci lupta pentru drepturile omului și asta. Dacă o iei după sondajele sociale, problemele astea stau la coadă. Când este vorba de sondajele noastre sociologice, atunci când se identifică problemele principale. Deci primele sunt locul de muncă, șomajul, deci venitul și așa mai departe. Lucruri care țin mai mult de terminologia care o folosesc socialiștii ori comuniștii. Uite că ei reușesc să speculeze acești termeni, mai ales dacă vedeți la meeting-uri,
toate mitingurile lor, toate mișcările de stradă au fost însoțite anume de cuvintele astea care le folosau bolșevicii, de fapt. Lupta pentru dreptate, lupta împotriva oligarhiei, lupta, de fapt, lupta cu bogații. Da, exact. Ei, de reprezentând doctrinar, de fapt, clasa avută, nu clasele, deci, neavute. Și eu cred că socialiștii, de fapt, care se consideră reprezentanții maselor neavute, la fel speculează aceste lucruri. La masa de întâlniri, deci la întâlnirea care a avut loc, lucrurile astea au fost foarte evidente. Că ei parcă, deci, având același interes să facă o majoritate împotriva deci Partidului Democrat și împotriva oligarhilor, ei, de fapt, nu s-au putut înțelege. Din ce cauză? Pentru că fiecare are piatra lui în sân. Piatra în sân, de fapt, este că ipocrizia. Că, de fapt, ei nu vor să lupte pentru, deci, împotriva oamenilor bogați, cum nici socialiștii, care reprezintă în mare parte, împreună cu liderul lor, care este unul tot din, am putea să-i numim, acum nu este pe față, dar eu cred că cu timpul se va afla că este și el un om foarte și foarte bogat. Deci împotriva cui? Deci ei luptă, de fapt, pentru interesele lor. Și cum a spus colegul meu de studio, când au cerut astea două locuri, s-a văzut clar că, de fapt, care este interesul lor. Este aceeași luptă simplă pentru putere pe care ei, într-un mod cinic, o numesc altfel. Da. Corect. Stai bine să ne amintim și mă întorc și către domnul Mihăiești. Cinismul merge... Nu, de fapt, cinismul a fost de la bun început, în așa zisa doctrină, care a ajuns să fie una de tip socialist în ziua de azi. Lenin însuși s-a ferit toată viața să lucreze. El nu a avut un loc de muncă. El a fost doar în fruntea unei mișcări și a trăit finanțat, bine mersi, de credulii care chiar simțeau, într-un fel sau altul, vezi, doamne, că cel care încă se mai află în mausoleu acolo, le-ar fi făcut vreodată vreun bine. Nu, a trăit, bine mersi, pe spinarea lor. Fără niciun fel de problemă. În Europa, mai mult. În Europa, dar prea puțin a stat el acolo unde a zis că trebuie să aducă... Mă rog, domnul Mihăiești, cum vedeți dumneavoastră posibilitatea acestei solidarități așa socialiste, după cum bine a observat domnul Linița, unor liberali care se folosesc tocmai de elemente de propagandă de tip bolșevic? Pentru ce? Pentru a-și aduce oligarhii, de fapt, și pentru a-și proteja și obține niște funcții. Da, sigur, sigur. În spatele acestor cuvinte, care stă doar un interes de a minți alegătorii și de a culege roada la fiecare perioadă electorală. Și după asta vedem că cei care provin din acest grup politic filatoțopist, cum i-am mai spus eu, pentru că asta este o grupare formată, apropo, încă din anul 1999, din guvernul Sturza, când Filat era secretar general al guvernului, iar Victor Țopa era ministrul al transporturilor. Gruparea Filat-Țopa are ceva vechime în politica moldovenească. Și această grupare întotdeauna a practicat manipularea ca armă politică, ca procedeu politic. Ei au călărit toate ideile posibile, de la stânga la dreapta, pentru a fi în marele business și în marea politică. Au fost social-democrați. Mi-aduc aminte că Filat, la un moment dat, era, îmi pare, secretarul general al PD-ului. Au fost și liberal-democrați. Acum sunt social-liberali deja. Mâine pe mâine ne trezim cu o sfei socialiști sau comuniști. Nu o să mă mire chestia asta. Deci, ideea este următoarea. Astăzi stăm la un joc cinic. Aceste grupări, care au mințit electoratul pro-european și cel pro-românesc, asta e și mai grav încă, și-s gata să facă un troc urât cu socialiștii pentru a parveni, pentru a face afaceri, pentru a-și scoate penale de împușcării, pentru a obține funcții în stat. Asta este tot, toată schema. Schema e foarte simplă. Asta este o mică problemă. Socialiștii le-au înaintat niște condiții foarte clare. Domnilor, ori semnăm un acord de colaborare, pentru că socialiștii au dreptate în sensul ăsta. Dacă te pornești la un drum atât de periculos și vrei să faci o guvernare cu două entități atât de diferite, trebuie să ai niște principii puse pe hârtie foarte clare unde te-ai pornit și unde vrei să ajungi și care sunt competențele. Pe când cei din blocul acum vor să-i folosească pe socialiști ca o bâtă împotriva PD-ului și apoi să-i abandoneze, pentru că pentru ei combinația asta este mortală din punct de vedere electoral și politic. Alianța cu socialiștii, oricare ar fi ea, pe scurtă durată, de lungă durată, scrisă, nescrisă, îi va duce la cimitirul politic, pentru că electoratul care i-a votat nu îi va ierta, așa cum nu a iertat nici pe Iurie Roșca, dar trebuie să mă mai spunem și nici pe Mihai Ghimbo. Mihai Ghimbo a intrat cel în istorie, Partidul Liberal.
care este succesorul PPCD-ului pe segmentul unionist, a luat un 1%, ca altă dată PPCD-ul. Dar fost... acum, domnule Hești, chiar credeți că electoratul nu-i va ierta? Și întrebare valabilă și pentru domnul Răniță, în condițiile în care, până să ajungem la electorat, chiar nu asta a spus. Există cel puțin 7 personalități în rândul blocului acum, care n-ar avea, n-ar trebui nici măcar să se apropie de cei mai mari, să zic așa, adversarii Kremlinului. Pot să-i numesc. Maria Ciobanu, câțiva dintre ei, Octavian Țicu, domnul Oazu Năntoi, și mă opresc deocamdată aici, care întotdeauna au un mesaj tranșant. Sau domnul Igor Munteanu, da, care a fost ambasador apropo, în Statele Unite. Domnul Igor Munteanu. Deci uitați-vă, 4 personalități care au avut o carieră antirusească, anti-Kremlin, așa zis națională, împotriva separatismului transnistrean. Domnul Năntoi spunea că trebuie arestați toți separatiștii, trebuie puși la dubă și a aplicat codul penal, nu? Ca să mai spun de faptul că ceilalți militau pentru unire cu România, iar în cadrul partidului PAS este un domn care este președintele Asociației Primarilor și Aleșilor Locali Unioniști, primit la București. Parcă domnul orică robă, orică roșca, ceva de genul ăsta. Da, nu știu. Nu... Da, da. Uh-huh. Și uitați-vă că domnii ăștia acum în cor, toți, în frunte cu domnul Năntoi, pledează pentru o alianță cu socialiștii antioligarhi. Și stau și mă crucesc, domnule, dar cum e posibil ca tu ieri să fii cel mai mare luptător cu invazia Kremlinului în Republica Moldova și acum să vrei să aduci partidul Kremlinului și să-i dai Kremlinului Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, Securitatea. Deci blocul de securitate, blocul de apărare și politica externă. Cum e posibil lucrul ăsta? Deci, și este... conducerea Parlamentului. Și cu atât mai mult și conducerea Parlamentului. Deci eu văd aici o mare manipulare care a fost a electoratului. E clar că acum trebuie să vorbim despre efecte și consecințe. Să vedem, cum a spus și dumneavoastră, cu ce o să vină socialiștii de la Moscova. Eu sper că acest mareaj nu va avea loc, pentru că el ar fi toxic pentru Republica Moldova. Trecând peste faptul că aceste două partide vor pierde electoral și socialiștii și blocul acum, interesul nostru este ca să nu admitem consecințe negative asupra țării, asupra cetățenilor, pentru că vom avea timp de pierdut să ne luptăm cu ei și cu consecințele unui mareaj condus și ghidat de la Kremlin în mod direct. Bun, acum trebuie iarăși să, și mă întorc către domnul Reinț, să acceptăm faptul că majoritatea mandatelor a fost câștigată de... majoritatea, mă rog, cel mai mare număr de mandate a fost câștigat Partidul Socialiștilor. Moldovenii nu au o problemă, se pare, cu Partidul Socialiștilor și politica proestică, prorusească, promoscovită, cum doriți, a acestui partid. Dar există și cealaltă parte a societății, dacă ne uităm la suma mandatelor obținute de două partide, unul declarat, hai să spunem, centru-dreapta, pro-Moldova, dar de viziuni pro-europene, și mă refer la Partidul Democrat, și cei care până acum se bătau cu pumnul în piept și clamau puritatea, aproape că vreau un fel de monopol asupra proiectului pro-european, dar aceștia, până la urmă, ar fi putut alcătui împreună o majoritate. N-o fac. Și atunci, cineva o tristă de vorbă cu socialiștii. De voie, de nevoie. Cum vedeți dumneavoastră ieșirea din impas? Va sta vreodată, eu știu, vor sta socialiștii de vorbă cu PD-ul sau se vor răzgândi cei din acum și vor renunța la solidaritatea socialistă și vor merge mai degrabă tot să discute cu PD-ul? Să mai poate întâmpla asta sau nu? Probabil că există o mică șansă. Eu întotdeauna spun că sunt destui oameni înțelepți în toate fracțiunile. Sunt. Numai că deocamdată nici la socialiști, nici la acum, ei nu sunt primavioară. Stau undeva, nu știu, vor fi, stau la post restant, vor fi întrebuințată înțelepciunea care o au, bruma aceea de înțelepciune care o au acum, și știu bine că la socialiști sunt niște oameni care își doresc și vocea lor s-a auzit, dacă nu direct, s-a auzit prin oamenii care deci îi reprezintă la televiziunile noastre. La talk show-uri eu am auzit foarte clar, foarte răspicat, spunând că deci ei vor, acum nu există altă ieșire judecând după comportamentul acum, decât această coaliție pe PDM, PSRM. Dar, pe de altă parte, este cu totul și cu totul anapoda plecarea asta a fracțiunii acum a socialiștilor la Kremlin. Bine, atunci când ei câștigase prima dată, deja erau în Parlament, deja era un Parlament lucrativ și cu toate că era la fel de straniu. Vă rog să vă rezumați gândul, suntem la finalul emisiunii, vă rog. Ok. Deci eu cred că chiar electoratul socialist va pedepsi
această manevră va fi pedepsit socialiștii și pentru, nu atât pentru plecarea lor, cât pentru faptul că nu vor să facă coaliții cu... Bine, pe scurt... Vom vedea. Din păcate nu mai avem timp, să nu vă supărați, va trebui să ne oprim aici, vă mulțumesc foarte mult, a fost Roman Mihai și Valeriu Reniță lângă noi. Noi mâine o să discutăm despre un alt vis urât, ceea ce s-ar putea întâmpla la Kiev, în Ucraina, unde teoretic nu viața bate filmul, dar există riscul ca filmul să bată viața. Nu am văzut dacă nu cumva își bate joc de viața ucrainenilor. De asta este o altă discuție. Mâine, până mâine, numai bine.